Directoarea Spitalului Raional Nispurin, Nadejda Ulinici, a făcut totalurile anului 2022. Ea a remarcat faptul că pe parcursul anului trecut au fost demarate un șir de proiecte menite să îmbunătățească serviciile oferite cetățenilor. Potrivit Nadejdei Ulinici, la baza realizării obiectivelor instituției medicale în 2022 au stat câțiva piloni. Principalele obiective propuse la începutul anului 2022 a Spitalului Raional Nispurin a fost ca spitalul să fie reparat, spitalul să fie mobilat și totodată să fie asigurați cu cadre medicale, cu studii superioare și medii profesioniști. La baza acestor obiective au fost stat mai mulți piloni, cum ar fi servicii centrate pe pacienți. În cadrul instituției noastre, pacientul este pus în centrul serviciilor prestate și anume se ține cont de necesitățile și așteptările pacienților, a familiilor și a îngrijitorilor, fiind abordate individual. O altă pilon este orientarea către personalul medical și anume prin asigurarea cu condiții de muncă sigure și cu posibilitatea de a fi instruiți continuu și perspective de dezvoltare personală. Al treilea pilon este eficiența și anume spitalul permanent îmbunătățește starea de sănătate a pacienților, valorificând la maxim resursele utilizate, cum ar fi echipamente consumabile pentru a fi tratați pacienții din teritoriul nostru. Cel mai important pilon este calitatea serviciilor medicale. Pe parcursul anului 2022 a fost pus accent și anume pe metodele de moderne de diagnostic și metode moderne de tratament. Directoarea spitalului s-a referit și la loturile de ajutoare medicale primite de instituție pe parcursul anului. Pe parcursul anului 2022, Spitalul Raional Nispurin a beneficiat de mai multe loturi de ajutor umanitar și anume din țările Germania și Franța. Din Germania noi am primit 4 loturi de ajutor umanitar, din care face parte și un autoturism sanitar. Acest autoturism sanitar ne servește drept transport pentru pacienții care sunt trimiși la servicii, la investigații din alte performanțe la nivelul 2-3, chiar și la transportarea pacienților pentru tratament ulterior la alt nivel. Un alt lot de ajutor umanitar a fost primit din Franța, care cuprinde mobilier, echipament medical, consumabile și aici o să mă opresc anume la cantități mari de soluții dezinfectante și materiale pentru pansament. Paturi funcționale noi cu tot ce este necesar pentru o pacient. Tot în 2022, în cadrul instituției, au demarat 2 proiecte de eficiență energetică. În anul 2022, Spitalul Raional Nispurin, în luna noiembrie, a fost desemnat ca beneficiar de instalații de baterii fotovoltaice. Merge vorba despre un program al Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova, finanțat de către Uniunea Europeană. Capacitatea tehnică acestor baterii este de 140 de kW, care ar asigura consumul de energie pentru toată instituția. La moment suntem la etapa de documentație, de elaborare documentației de proiect. În luna decembrie 2022, Consiliul Raional Nispurin a semnat un contract de grant și totodată un contract de împrumut cu Corporația Financiară Nordică de Mediu, NEFCO. Valoarea proiectului este de 6,5 milioane. Din acești bani se va face eficiența energetică a unui bloc de pe teritoriul spitalului. Blocul este cu 3 etaje. În cadrul blocului sunt secțiile de îngrijiri cronice, maternitate, ginecologie și blocul alimentar al spitalului. În 2023, Spitalul Raional Nispurin propune să aplice și la alte proiecte. Sperăm ca în anul 2023 aceste proiecte care sunt în derulare să fie finalizate cu bine și vom mai participa și la alte proiecte.